Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm despre situația din Ucraina, ultimele evenimente care s-au întâmplat acolo și cum asta pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Totodată vom discuta și despre situația privind aprovizionarea cu energie electrică a Republicii Moldova, care este rezultatul bombardamentelor din Ucraina. Astăzi vom avea trei invitați, doar că doi dintre ei urmează să se alăture pe parcurs. Deocamdată în platou este domnul Kiril Moțpan, fost deputat și ex-președinte al Comisiei Securitate Națională. Domnule Moțpan, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Pe parcurs trebuie să se alăture și alți doi invitați. Este vorba despre domnul Anatol Șalaru, fost ministru al apărării, și domnul Sergiu Cataraga, directorul Muzeului Militar. Împreună cu ei vom încerca să analizăm situația care s-a creat la hotar cu Republica Moldova și care sunt riscurile pentru cetățenii Republicii Moldova privind aprovizionarea cu energie electrică. Domnule Moțpan, cu siguranță ați urmărit ceea ce s-a întâmplat ieri în Ucraina și ați văzut informația că trei rachete care au aterizat în Ucraina au survolat spațiul aerian moldovenesc. Cum e posibil acest lucru în contextul în care Republica Moldova ar trebui să prevină asemenea acțiuni? E o situație foarte delicată în acest context și de altfel și astăzi au fost trimise mai multe rachete în zona Odesei. După anumite informații, una dintre acestea, apropo, o informație mai proaspătă, una dintre acestea a fost doborută de serviciile antiaeriene ucrainene și a căzut chiar în preajma teritoriului Republicii Moldova, în zona transnistriană. Este o informație care nu a fost difuzată și nu știu de ce se păstrează secretul. Dar când ați primit-o? Acum recent? Eu, da, acum câteva minute înainte de emisiune. Deci lucrurile par grave, sunt grave, nu par grave, dar sunt grave din moment ce se trag focuri de armă peste Republica Moldova, peste spațiul nostru aerian, rachete de croazieră care sunt un pericol și pentru navele civile care zboară în această zonă, dar eventual pot fi un pericol extrem de mare și pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru teritoriul nostru, pentru că nu poți să ghicești în bob și să știi cu exactitate că această rachetă nu va cădea și pe teritoriul Republicii Moldova. Dar haideți un pic să oferim mai multe detalii. Au mai multe rachete și astăzi spre Odessa, spuneam, și de aici zic încă o dată că pericolul e atât de mare încât Republica Moldova ar trebui să aibă o atitudine diferită de cea de moment. Cu declarații și cu luări de atitudini doar așa prietenești, nu știu de care, nu faci mare treabă. Republica Moldova sau Armata Națională trebuie să aibă pregătirea respectivă, să fie dotată conform cerințelor actuale, dar iarăși de informații pe care nu le-am putut verifica înainte de a ajunge la emisiune, nu avem această capacitate. Capacitatea de apărare a Republicii Moldova este la zero. O pot spune cu toată certitudinea. Nu vreau să sperii cetățenii și nici să intru în dispute cu ministrul apărării, care știu că reacționează supărăcios la diferite comentarii de astea de ale mele, dar știu că rachetele, și asta o să le întrebăm domnul Șalar când vine aici, sistemele de rachete care le avea Republica Moldova prin 2015, iar de fapt vreo 4 sisteme de rachete antiaeriene, au fost vândute. 3 din acestea, știam cu siguranță, au fost vândute și asta datorită unei, să vedeți că nu investigațiilor procuratorii sau instituțiilor de drept, ci investigației jurnaliștilor, acelor de la Ziarul de Gardă. Investigația lor a finalizat undeva prin anul 2017, dar se pare că mai departe nu s-a produs nimic. Noi o să discutăm despre asta, că nu o să fie și domnul Șalaru, pentru că este nemilocit și dumnealui vizat acolo. Dar vorbim despre această rachetă care spuneți că a căzut pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea transnistreană. Informația este sigură? Mi se spune că în apropierea teritoriului Republicii Moldova, deci se putea întâmpla să fie și pe teritoriul Moldovei, în apropiere de zona transnistreană. Aha, dar a căzut, poate fi și inclusiv pe teritoriul Ucrainei. Acum informația a fost confirmată că nu a căzut pe teritoriul Republicii Moldova, ci în apropierea zonei transnistriene. Dar nu putem exclude că se pot produce și alte incidente de acest gen. Încă ceva ca să vă spun, să ne fie clar cam care este capacitatea noastră de apărare, inclusiv antiaeriană. Pe lângă faptul că noi nu mai avem aceste sisteme, care ar fost un suport bun
pentru orice eventualitate, pentru că, așa cum am spus și altă dată și voi repeta, neutralitatea de care, cu care se mândrește Republica Moldova nu ne ajută, nu ne salvează, nu poate fi un scut împotriva rachetelor rusești sau oricare alte rachete care zboară în această direcție. În anul, cam jumătate de anul în urmă, cunosc că Serviciile Armate Naționale au încercat să pună în funcțiune un sistem? Un sistem, putem spune așa, un sistem grad antiaerian montat pe un automobil ZIL. Asta cam jumătate de an urmă s-a întâmplat în unitatea militară din Dănceni, care poate că ar fi ajutat la ceva, dar s-a dovedit că abia a ieșit din depozit și a murit acea mașină la câțiva metri de depozit. Așa și îmi spun sursele că așa și nu a fost reparată. Am vorbit cu cineva dintre deputații din actualul Parlament și mi-au spus că capacitatea Republicii Moldova de apărare antiaeriană este de câteva ore. Și atât. Păi nu știu, dar nu știu de câte ore poate fi. De câteva zile sau săptămâni este foarte mică. De câteva ore este infim de mic. Eu vreau să anunț inclusiv telespectatorii, avem tradiționalul televoting și pentru că, ziceam, bombardamentele de ieri din Ucraina au dus la faptul că Ucraina nu mai exportă energie electrică către Uniunea Europeană și respectiv către Republica Moldova. Ați văzut îndemnul autorităților. Inclusiv urmează să discutăm despre asta, care spun că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să economisească energie electrică. Și cu această ocazie vă adresăm o întrebare, inclusiv o vedeți afișată acum pe ecran, dacă veți economisi energie electrică în următoarea perioadă, așa cum îndeamnă autoritățile Republicii Moldova. Noi despre asta urmează să mai discutăm, cât de periculos este ca să cetățenii Republicii Moldova să rămână fără energie electrică, dar, domnule Moțman, vorbind despre aceste trei rachete, iată, avem și imagini, de-o să rog colegii să le repete pe ecran, cum e posibil ca Republica Moldova să nu intervină? Republica Moldova a făcut acest lucru doar la nivel diplomatic, așa cum cunoașteți. În ce mod ar putea să intervină? Din moment ce nu avem sisteme de apărare. Desigur că lucrurile acestea ar fi trebuit să fie prevăzute din timp. Avem la hotarul Republicii sau în poarta noastră un război. Doar datorită ucrainenilor, ostașilor, eroismul ucrainilor, noi deocamdată suntem apărați de o invazie, la această oră, o invazie rusească. Pentru că nu putem exclude nici într-un caz acest lucru. Cu atât mai mult că Republica Moldova are în zona transnistriană și armata A-14, care este, bine mersi, suficient de dotată și gata să execute ordinul criminal, presupun că nu va sta la îndoială, al liderului de la Kremlin. Despre asta se discut foarte mult, dar deocamdată nu am văzut acțiuni care ar duce cu gândul că cei din regiunea transnistreană ar putea interveni. Vreau să vă anunțăm că în aceste clipe a ajuns în platou și domnul Anatol Șalaru, ex sau fost ministru al apărării. Domnule Șalaru, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Știm că veniți dintr-un alt platou de televiziune. Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat prezența. Haideți să luăm fierbinte pe domnul Șalaru. Tocmai pomenisem aici domnul Șalaru despre faptul că în 2015, când dumneavoastră erați ministru, câteva sisteme, trei sisteme de rachete antiaeriene au fost vândute unei firme ucrainene. Apropo, Sprofit, parmi se numea, este o investigație jurnalistică a celor de la Ziarul de Gardă și eu am reușit să o citesc înainte de a veni la emisiune. Surprinzător, suntem colegi de platou și putem obține un răspuns din prima sursă. Ce s-a întâmplat și de ce Republica Moldova... Da, e foarte funcție. Bine, chiar vă rog. Ce s-a întâmplat și de ce Republica Moldova astăzi este în fața unui pericol real, realmente avem un pericol, este în imposibilitatea de a opune rezistență. Haideți să explicăm punctual. Ce s-a întâmplat cu acele sisteme anti-rachetă, domnule Șalaru, și care a fost rolul dumneavoastră atunci acolo? Era vorba de trei sisteme S-125 antiaeriene care erau scoase din uz încă din anii 90, fiindcă erau depășite moral, fizic, au fost puse pe lista de vânzare. Deci s-a gândit atunci, au luat decizia câteva complexe S-200 care erau foarte scumpe, le-au tăiat la fer vechi pe timpul Voronin
Iar ăstea au zis să nu le taie la fier vechi, dar să le pună pe lista de vânzare încă din 2001, printr-o hotărâre a Parlamentului, fiindcă modernizarea lor ar fi costat de la 11 la 15 milioane de dolari sau euro. Fiindcă erau toate trei. Pentru fiecare. Care? Pentru fiecare, fiindcă sunt făcute în anii 70, erau din astea pe lămpi. Noi nu aveam rachete pentru ele, erau niște complexe din astea pentru protecția trupelor, iar distanța maximă a rachetelor lansate din astea era de 18 km și rachetele erau dirijate prin radio și nu mai funcționa chestia asta. Erau pur și simplu la număr și erau un depozit de vreo 30 de ani erau depozitate și au servit drept donatori de organe pentru a patrulea complex S-125 care era la... Adică au fost dezasamblate, au fost vândute pentru a fi dezasamblate și... Nu vândute. Ele au fost... Noi am avut patru S-125. Exact. Și numai una era funcțională. Și din astea trei tot au scos piese, fiindcă Moldova n-avea de unde cumpăra piese pentru a le întreține. Și tot au fost dezasamblate, au fost scoase piese, până la urmă nu mai avea ce scoate. Mi-a venit o informație acum, că într-adevăr au fost dezasamblate aceste rachete, dar putem concretiza încă un lucru, domnul Șelar. Aceste complexe S-125 sunt pentru protecția trupelor, nu pentru... Eu când i-am întrebat la Ministerul Apărării pe responsabil care este rolul acestor rachete, dacă ele nu pot fi dirijate, și raza maximă de acțiune este 18 km, că dacă lansezi de la Durlești o rachetă, ea cade undeva la Botanică. Ea nu se duce, de exemplu, până la în sud sau undeva să... Și nu poate intercepta. Era un sistem foarte învechit. Era foarte învechit. Nu se mai folosea în starea în care era el nicăieri. Și apoi el era pus printr-o hotărâre a Parlamentului pe o listă de vânzare. Deci noi eram obligați să le vindem sau să le tăiem la fier vechi. De ce cineva le-ar cumpăra? De ce le-au cumpărat? Le-au cumpărat în Ucraina pentru platformele pe care le aveau, fiindcă aveau un număr și le-au modernizat. Ucrainenii aveau uzine de modernizare pentru a le moderniza. Iar la noi, în Moldova, de fapt, ele au adus pagube de 10 milioane de lei doar pentru că au fost depozitate și păzite. Ele nu puteau fi folosite sub nicio formă, niciodată. Exista un pericol foarte mare ca aceste rachete la lansare să explodeze pe țavă, cum se spune în... Pot să mai întreb ceva? Spuneți-mi, cunosc de asemenea că au fost investite mai multe milioane de lei în repararea sistemelor Uragan, care, din păcate, mi se spune, nu, pentru care nu avem rachete. E posibil așa ceva? S-au investit e foarte posibil, milioane pentru reparația unor sisteme și când acolo n-ai cu ce... În n-ai Republica rachete. Moldova, de mai mult de 20 de ani, se discută o temă foarte importantă pentru unii idioți utili. De ce avem noi nevoie de armată? Că suntem o țară mică și pe noi nimeni nu ne amenință. Și acum când ne-am trezit cu un război lângă noi, brusc toți au zis, da, armata ne poate apăra. Dacă bugetul armatei era de 0,3% din PIB, bugetul armatei era doar pentru supraviețuire. Republica Moldova n-a cumpărat armament, n-a cumpărat muniții, n-a cumpărat absolut nimic. A fost bugetul pentru a hrăni militarii, pentru a le cumpăra anumite uniforme, lucruri pentru militari în termen și pentru salarii. Și atât. Ei bine, noi acum... n-am avut bani să cumpărăm. Iar acum văd că mulți m-au întrebat și pe mine de ce Moldova n-a doborât aceste rachete care au trecut pe deasupra Republicii Moldova. Vă spun eu din ce cauză. Că Moldova n-a știut. Una și doi, când a aflat, era târziu și trei, n-avem cu ce le dobărâ. Avem un sistem radio de translator de asta, un sistem avem, care a depistat aceste rachete. Spun, dar nu avem dotarea respectivă ca să... Haideți, eu să vă la o informație pe care am obținut-o de la un deputat din actualul Parlament, care mi-a spus că rachetele au fost depistate, totul s-a întâmplat foarte rapid, de vorba de câteva zeci de secunde, în care trebuia să iau o decizie, dar Republicii Moldova a fost frică. De? Plus că este învechit acest eventual schimb. Aceste rachete și-ar fi putut schimba direcția sau ar fi putut cădea... Eu v-aș recomanda... Să vă consultați cu specialiștii, nu cu deputații, care spunea că ar fi putut să le dobare. Cu ce să le dobare? Noi am vorbit, nu dispune Armata Națională,
cel puțin după informații care eu le-am obținut până a venit în coaj, nu dispune de asemenea sisteme. Și sistemul ăsta de radiolocație, da, se numește el, radarul ăsta, așa zis, este de, din perioada sovietică încă. Nu, 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 nu. Și aici, dați-mi voie să fac un pic de lumină aici. Noi avem la, în aviația civilă, avem radare ultramoderne care colaborează cu Ministerul Apărării și care au depistat din timp, le-au detectat aceste rachete. Plus, în afară de asta, radarele din România le-au depistat din momentul lansării și le-au urmărit și cele din Ucraina. Le-au urmărit și au știut unde se duc. Pentru cei care se cred foarte, cred că Republica Moldova este o țară mare, puternică și poate dubură orice, vreau să le amintesc că sistemele, complexele S-125 nu erau pentru a dobori rachetele, erau pentru a proteja trupele. De exemplu, unde este detașat un regiment sau un batalion, pe perimetrul lui, în jur, se instalează 4, 5, 6 S-125 pentru a-i proteja de aviații, pentru a-i proteja de elicoptere și de alte obiecte zburătoare. Dar ele nu pot fi reorientate? Nu pot fi, fiindcă nu au viteza necesară, unu, nu sunt dirijate, nu pot fi dirijate și când i-am întrebat la ce vă folosesc, au spus că este factor psihologic. Ceea ce avem noi S-125, că dacă un pilot militar, dușman, care a venit să bombardeze cerul și pământul neutru al Republicii Moldova, vede că spre el s-a lansat o rachetă sau zboară, ar putea să-i apară frică și să fugă. Dar nu există nicio șansă ca această rachetă, doar întâmplător, poate să nimerească într-un avion. Iar pentru a dobori aceste rachete de croazieră rusești sau rachetele supersonice, este nevoie de sisteme Patriot sau de S-400. Și vreau să vă aduc aminte că România are sistem Patriot, are 7 sisteme Patriot instalate în România, care acoperă tot perimetrul României și care au costat 4 miliarde de dolari. Deci un sistem Patriot pentru a proteja cerul neutru al Republicii Moldova costă peste 500 de milioane de dolari. Iar o singură rachetă Patriot costă peste 8 milioane de dolari. Astea sunt prețurile de acum 3-4 ani. Nu sunt prețurile actualizate. Deci independența noastră, neutralitatea, costă foarte scump. Haideți să explicăm de ce aceste rachete au ajuns în spațiul aerian moldovenesc. Pentru că, pentru a scurta distanța sau nu. Ele puteau evita? Probabil că puteau să evite. Dar au fost conștient direcționate. A fost un semnal transmis Republicii Moldova, a fost o avertizare sau chiar o amenințare la adresa Republicii Moldova. Adică n-au trebuie totuși să avem în vedere acest scenariu, pentru că am mai răspuns la această întrebare. Eu și cred sincer că este acest scenariu. Atunci când Rusia a lansat în Siria, aduceți-vă aminte, prin 2015-2016, din bazinul Mării Caspice, de pe navele lor, de acolo au lansat rachetele Calibr în Siria, au traversat spațiul aerian al Iranului și Irakului și a fost cu acordul acestor țări. Deci ei au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Au făcut-o intenționat, cu bună știre, și i-a durut în cursul săptămânii viitoare de toată neutralitatea noastră și de toată independența noastră. Da, bună combinație de cuvinte ați folosit. Stați o clipă. Vreau să explicăm aici care alte scenarii, domnule Moțpan, de asta credeți că mai pot fi analizate, pe lângă cel pe care îl zice domnul Șalar. Unul dintre cele mai plauzibile scenarii ar fi acesta, într-adevăr, că ar fi fost aceasta, ni s-a arătat din deget, s-ar putea să fie și aceasta. Altul că ar fi o întâmplare că au zburat aceste rachete peste Republica Moldova sau prin spațiul nostru, dar mi se pare mai plauzibil chiar întâmplare, dacă ele sunt chiar formula, mi se pare mai plauzibil scenariu că au făcut-o intenționat, fără a lua în seamă dorința sau nedorința Republicii Moldova, fără a preîntâmpina, apropo, structurile noastre nu au cunoscut că acest lucru se va întâmpla, așa. Ați spus că în Irak, în Iran, când au fost trase acele rachete, guvernele au cunoscut. Iată că Republica Moldova
nu a cunoscut acest lucru și este alarmant. Este alarmant, dar în același timp noi putem spune cu cercetări că o parte dintre cetățenii noștri, acei care reprezintă poate 20-25%, unii dintre acești cel puțin s-au bucurat de acest lucru. Eu am simțit că faptul că Rusia a fost atât de aproape de Republica Moldova prin aceste rachete a fost transmis și un mesaj forțelor destructive din Republica Moldova. Este o bănuială, cred că, rațională, forțelor destructive, așa cum ar fi chiar Șorcu, protestatari, așa zic și lui, protestatari aici. Dar poate și nu exclud că astăzi în Republica Moldova ar exista mai multe centre de coordonare, câteva s-ar putea fi, rusești, cu oameni care s-au infiltrat pe perioada antemergătoare acestui eveniment. Bine, nu prea văd legătura între lansarea celor trei rachete în inclusiv spațiul aerian moldovenesc și ceea ce ar putea fi aici pe interior. Haideți să vorbim un pic despre reacție. Ați văzut cu siguranță reacția Ministerului de Externe de la Chișinău, care a dispus convocarea de urgență a ambasadorului rus. Ce schimbă asta? Deci, în ce măsură ar putea Republica Moldova, prin invitarea ambasadorului rus la... Ministrul de Externe are în arsenalul lui o listă de acțiuni pe care le poate întreprinde în anumite cazuri. Și una din ele este convocarea ministrului de externe. Probabil că și-a exprimat nemulțumirea, îngrijorarea și neliniștea Republicii Moldova în legătură cu acest fapt, cu această acțiune a Rusiei, nu numai că împotriva noastră, și împotriva Ucrainei. Aceste rachete sunt ghidate prin GPS și ele pot fi ghidate, se dă direcția pe unde să meargă. Deci până acum n-au trecut pe teritoriul Republicii Moldova. Acum au trecut. Au făcut-o intenționat ca să ne simțim și noi vizați, să nu ni se pară nouă că războiul a trecut pe lângă noi. O să vă rog să vă păstrați acest gând. Noi să luăm o scurtă pauză de publicitate. După aia revenim la această discuție și consecințele bombardamentului de ieri, inclusiv privind situația energetică. Rămâneți alături de noi. Тридцать лет независимости, семь президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pe cele așa și se murează în procuratură. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de dedete. De ce ai zis? Că până la unghier? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care-ți place. Și nenumărate provocări. De ce faci tu fiecare zi? Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări.
pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tincă la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dar e ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-tel trebuie să-l încalți pe alfrațiu, dar pentru aici mai mare, trebuie iară să împrumut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu aveam. Sește, grindină, lucrători nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și smurează în procuratură. Totul din viață. Totul din viață. Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre cât de în siguranță sunt cetățenii Republicii Moldova în contextul a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Ucraina. O să rog colegii să afișeze rezultatele televoting-ului pe ecran. Vă reamintesc că puteți vota pe parcursul întregii emisiuni, inclusiv în cea de-a doua oră, și răspunde la întrebarea dacă veți economisi energie electrică în următoarea perioadă, ținând cont de faptul că Ucraina nu mai exportă energie electrică nici în Uniunea Europeană, nici în Republica Moldova. Transmiteți SMS la numărul 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Acum avem rezultatele pentru prima parte a emisiunii.
Deci 82% spun că vor economisi și respectiv 18% nu. Aceeași întrebare o aș pentru dumneavoastră. Deja de mult timp economisim pentru că ne dăm seama cheltuielile sunt substanțiale. Economisim și la energia electrică și la apă. Folosim apa la bucătărie, un secret mic. Este un vas, îți speli mâinile sau speli ceva acolo mai ușoril și apa aceea iar o folosești în altă parte. Deci trebuie să ne deprindem cu toții să fim economi. Altfel ajungem în situația că să ne plângem pe guvernare, pe oricine altcineva și niciodată nu ne plângem pe noi. Moldoveanul nu prea a fost învățat să economisească, mai la nimic. Așa cum suntem noi buni de felul nostru, mese pompoase, petreceri extraordinare, unde se cheltuie unei abundențe extremă de mâncare și se cheltuie sume enorme de bani. Deci nu avem cultura, să zic eu, care caracterizează, de exemplu, neamțul. Am fost în Germania mai multe rânduri și acolo un pic totul altfel, de fapt, decât în Moldova. Dar probabil că același lucru se întâmplă și în alte țări civilizate. Poate acum se va schimba atitudinea? Ne impune situația. Eu întotdeauna m-am certat cu toată lumea să stingă lumina, să închidă apa, să nu și la căldură. Noi, într-adevăr, politicile sociale care le-am moștenit noi, chestia asta de la Uniunea Sovietică, statul trebuie să ne dea, că noi nu trebuie să economisim nimic, că noi merităm să ne se dea totul ieftin și gratuit. Asta ne-a dus la o situație acum când, într-adevăr, trebuie să economisim. Lumea s-a trezit și e foarte nemulțumită. Că, uite, nu suntem gata totul, psihologic să trecem la... Nu suntem pregătiți psihologic, dar eu vă spun din viața mea personală. Iarna trecută, eu stau la bloc, într-un bloc vechi de prin anii 70, din 91 stau într-un apartament. Iarna trecută n-am pornit niciodată centrala electrică, termică. N-am pornit-o niciodată. Blocul este izolat foarte bine, pereții foarte groși, termopanele sunt foarte bune și am stat la 17-18 grade, dar am zis nu plătesc gazul pentru ăștia, degeaba mai bine ne adaptăm la noile condiții. Cum este în Europa? Nu înțeleg de ce în Franța 18 grade în apartament iarna este o temperatură foarte bună, la noi consideră că 18 grade în apartament este o tragedie. Foarte frig. Da, este foarte frig. Trebuie să ne adaptăm. Să uităm de timpurile alea când ne sufocam de cald iarnă, făceam foc în sobă până nu mai puteam de căldură. Mai ales că sunt situațiile astea imprevizibile cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. 30% din... Asta e una. A doua. Noi trebuie să înțelegem că pentru tot trebuie să plătim. Pentru orice. Și acum, fiindcă s-au scumpit resursele energetice în toată lumea, nu numai la noi, nu trebuie să cerem că să ne dea nou gaz gratuit sau compensații. Compensații statul, dacă va avea de unde, va da. Dar și statul primește ajutoare, că noi suntem stat cerșitor. Noi nu suntem stat din ăsta care ne asigurăm pe noi cu bani, cu toate produsele, cu orice, suntem independenți în politica externă. Vedeți, se întreabă unii și îmi scriu și mie, de ce n-am doborât rachetele? Pe Republica Moldova n-a avut bani să cumpere rachete antigrindină și noi vrem S-400 sau Patriot de miliarde de dolari ca să doborâm 3 rachete rusești care au zburat deasupra noastră. Haideți ce să trebuie să facem? Să vedem așa pe radar cum aceste rachete zburează spațiul nostru aerian? O întrebare la care cred că trebuie să găsim un răspuns. În această situație complicată, iată, s-a demonstrat că avem nevoie de o armată profesionistă, bine dotată, inclusiv cu armament sofisticat de ultimă generație. Ce facem? Republica Moldova nu își poate permite să cumpere, să doteze armata. Dar cum ieșim din această situație? Care ar fi soluția? Domnul Moțpan, ca fost ministru, poate cunoașteți mai bine. Poate nu vă placă soluția care vă spun eu, dar vă explic în un pic așa mai, să înțeleagă cei care ne ascultă. Păstrați în mod... să salutăm și pe domnul Cataraga Sergiu, directorul Muzeului Militar, care s-a alăturat între timp. Mulțumim tare mult că ați venit în această seară. Noi discutăm despre cele 3 rachete care au survolat spațiul aerian moldovenesc și încercăm să vedem ce soluție are Republica Moldova în contextul în care nu avem sisteme care le-ar putea doborâ. Nu prea putem să opunem rezistență Federației Ruse. Iată, poate domnul Șalaru ne zice. Republica Moldova nu-și poate permite să cheltui miliarde de dolari pentru dotarea armatei naționale, fiindcă nici nu are acești bani.
nu poate intra într-o spirală înarmării. Știți cum e spirala înarmării? Eu mă cumpăr tancuri și tu cumperi elicoptere și așa mai departe. Noi nu putem face față la o asemenea spirală. Noi nu putem face față la necesitățile care le spun unii acum, că trebuie să cumpărăm rachete, trebuie să cumpărăm avioane, trebuie să... Nu putem. Noi abia reușim, nu noi, dar statul, guvernul abia reușește să plătească pensiile, să dea niște compensații pentru căldură sau pentru curent electric. Unicul lucru, unica ce ne poate proteja este o umbrelă, cum este umbrela NATO. Noi nu avem capacitate, chiar dacă am băgat acum 10 miliarde de dolari în dotare armate naționale, tot nu am putea face față unui atac rusesc. Eu cred terestru. Că sunt puține state care sunt ar puține putea state. Face asta. Că dacă nu exista Ucraina, astăzi Putin își făcea selfie la Lisabona. Ajungea până la Oceanul Atlantic. Ucraina a fost capabilă să lupte, fiindcă au fost motivați. Franța, care la începutul celui de-al doilea război mondial era mai bine dotată și pregătită din punct de vedere militar decât Germania, dar a capitulat într-o lună de zile. Deci noi acum avem nevoie de o umbrelă, cum este umbrela NATO. Republica Moldova singură, să nu viseze unii visători, nu poate să facă față unui război ruso-moldovenesc. Am înțeles. Haideți să vedem, domnule Cătăraga, dumneavoastră fiind în cadrul Muzeului Militar, dar cunoscând foarte bine cum funcționează domeniul securității Republicii Moldova, în ce măsură avem noi capacitatea să ne apărăm? Și cetățenii au motive de îngrijorare în această perioadă incertă. Ăsta este un semnal de la Federația Rusă pentru noi toți? Bineînțeles că este un semnal direct în privința lucrurilor care la moment au loc. Marea noastră problemă este că odată cu instaurarea lui Putin la guvernare în Federația Rusă, începe o nouă epocă în istoria relațiilor internaționale, când s-a încercat pentru prima dată după al doilea război mondial să se pună capăt sistemului de securitate colectivă, conceput încă de marele nostru ministru în perioada interbelică de externe, Nicolae Titulescu, sistem regândit după al doilea război mondial, în urma conferințelor de pace, ne place nou sau nu ne place, dar cu participarea inclusiv a lui Stalin, a fost creat acest sistem, odată cu crearea Organizației Națiunilor Unite. Și uitați-vă că după atâția ani de zile s-a încercat și se încearcă și se promovează ideea că, uite, acel sistem trebuie refăcut totalmente în viziunea Federației Ruse și reclădit pe noi principii, pe principiile celui mai puternic, pe principiile forței. Lucru inadmisibil într-o societate contemporană. Acest sistem, bine mersi, a funcționat cu unele eșecuri, cu unele greșeli, cum vrem așa le numim, după 45 încoace, dar uitați-vă că, începând cu 2014, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Suntem puși în fața unor evenimente care absolut deloc nu le putem influența, suntem prea mici. Și unica noastră șansă, la fel cum a menționat domnul Șalaru, este să ne punem sub umbrela cuiva. Cei sub umbrela unora care să ne asigure securitatea statului nostru. Cine ne așteaptă acolo? Pentru că știm, procesul ăsta durează. Nu că ne așteaptă, noi trebuie să dorim. Cei ce fac la momentul ucraineni, ei doresc acest lucru, să-și asigure securitatea cetățenilor lor. Nu a statului, lăsăm statul într-o parte. Vorbim despre securitatea cetățenilor, pentru că mor oameni zi de zi. Și mor mulți oameni. Și atât timp cât vom sta într-o parte și vom privi distanțat unele lucruri, precum că, ei, că departe război noi, că Odessa departe, că Lvovul departe sau Ujgorod departe sau Vinița departe, nu e adevărat. Ceea ce s-a întâmplat ieri ne-a demonstrat tuturor că noi suntem chiar în linia frontului. Odată ce s-a admis zborul acestor trei rachete pe teritoriul nostru, și noi nu am putut reacționa adecvat pentru că nu avem cu ce, trebuie să recunoaștem. Nu avem la moment. Circumstanțele sunt de așa natură încât noi trebuie să luăm decizii momentan. Timpul pe care îl trăim acum ne impune să gândim altfel. Nu mai putem să mizăm pe neutralitatea statului, chiar dacă este prevăzut în Constituție. Iată, timpul ne demonstrează... Un mai moment. Timpul pe care îl trăim noi acum sau situația în care ne aflăm ne demonstrează că anumite lucruri trebuie schimbate. Da, Republica Moldova susține acest punct de vedere, ar trebui să se gândească foarte serios acum, instituțiile noastre diplomatice, președinția probabil că, să se gândească la o formulă, la o adresare statelor
europenii, România în primul rând, care ar putea cu siguranță să fie acel scut, având în dotare sistemele respective. Altminteri, dacă lăsăm lucrurile să meargă de la sine, ne putem trezi într-un impas din care nu vom mai putea ieși. Niște lucruri trebuie să se miște, trebuie să facă, să se tatoneze terenul. Haideți, e posibil sau nu? Situația asta în care România bine, să vedem în ce condiții, în momentul în care sunt lansate rachete. În ce condiții poate fi făcut acest lucru? Eu știu că legislația internațională nu permite acest lucru. Republica Moldova ar putea semna un acord, să zicem, cu România, dar la ce ar duce asta? Eu repet, mă scuzați, mai intervin un pic. Repet încă o dată, situația e de așa natură. Lucrurile evoluează atât de rapid acum, încât nu poți trăi cu deciziile de ieri. Deci se cer niște alte mișcări, alte decizii. Păi haideți să vedem cât de practic strategii sunt aceste noi. Mișcări. Eu accept. România ar putea e o soluție să se adreseze statului român, de ce nu? Bineînțeles că ar putea fi un scut și ar trebui să cerem garanții, totuși, din partea României, ca garant al securității noastre, pentru că la urma urmei am fost un stat, suntem un popor în continuare, în plan internațional acest lucru este recunoscut, că careva subiecția e jocul acesta care la moment se duce nu recunoaște din diferite interese politice, dar în plan internațional noi suntem recunoscuți ca același popor, cu aceeași istorie, aceleași tradiții și multe alte momente, și ar trebui să începem o serie întreagă de tratative mult mai largi, dar pe de altă parte și mai concrete, la ceea ce privește problema asigurării securității noastre. Da, dar dacă vorbim de NATO, spune, noi știm foarte bine că procesul aici este destul de complex. Nu se întâmplă totul peste noapte. Dar noi vedem că în fiecare zi suntem în pericol, eventual. În condiții de pace, da, accept formula că da, e un sistem complex, dar noi nu suntem în condiții nu este veșnic. Și reieșind din situația că unul din principalii garanții securității internaționale, membru a Consiliului de Securitate, membru permanent a Consiliului de Securitate, și-a permis să încalce absolut orice punct al statutului Organizației Națiunilor Unite, dar absolut toate sunt încălcate. În acest moment, noi nu putem vorbi despre o conlucrare pașnică așa cum a fost, de exemplu, până la 2014, dar mai ales după februarie acest an. Haideți să analizăm împreună reacțiile care au venit din partea... Da, vă rog, dacă aveți ceva de spus. Deci a încălcat și actul final de la Helsinki și Carta Națiunilor Unite. Trebuie să ținem cont de un lucru. Republica Moldova nu va fi apărată de nimeni în caz de un conflict militar, fiindcă România este țară membră NATO. Și dacă România va interveni aici, Rusia va califica ca un conflict cu NATO. Va califica exact. Drept imixtiune din partea NATO. În cel mai bun caz, NATO își va exprima îngrijorarea, Uniunea Europeană la fel, Statele Unite probabil la fel, vor mai impune niște sancțiuni Rusiei, dar din punct de vedere militar nu se vor implica. A mai spus un fost ministru al apărării, a mai debitat niște chestii, că uite avem exemplul Azerbaidjanului, că a fost Turcia a luptat cu Azerbaidjanul, dar armata turcă n-a luptat împotriva Armeniei în Karabakh. I-a acordat ajutor militar și noi vom primi. Dar noi avem, Ministerul Apărării are doi dușmani, până acum a avut. Două persoane care au lăsat o amprentă negativă și foarte dureroasă asupra activității Ministerului Apărării. Primul este Voronin, care a lansat teza că noi nu avem nevoie de Ministerul Apărării. Că avem de armată, spune? De armată, da, de armată. Ministerul Apărării de armată, că noi avem poliție, avem nu știu ce, și a redus la zero importanța Ministerului. Noi am avut și tancuri, știi da, cineva de chestia chiar asta? Chiar dacă am fi avut acele tancuri și am fi avut armată, ce poți face împotriva Federației Ruse? Haideți acum rațional deci, să analizăm. Dorin, păi opțiunea, noi ajungem și la chestia asta. Și al doilea este Dodon. Dacă țineți minte, cât am vorbit de DCBI, noi am fost admiși în programul Defense Capability Building Initiative. Din partea țărilor membre NATO, noi urma să adoptăm niște documente strategice și după asta țările membre NATO urmau să doteze armata necesară cu tot necesarul. Tehnică militară, cu echipament militar, să pregătească militarii noștri. Dar Dodon când a câștigat alegerile, a blocat tot ajutorul. Tot, numai într-un an, Armata Națională a pierdut 10 milioane de dolari din partea Statelor Unite, fiindcă el a blocat participarea noastră la toate proiectele internaționale, la aplicații, la exerciții internaționale. Și în toamna lui 2017, ambasada
Statelor Unite a trimis o scrisoare la guvern în care a spus că sistează orice colaborare cu Ministerul Apărării din cauza poliției lui Dodon. Și Dodon a avut sarcini de la Moscova să distrugă Ministerul Apărării. Un minister al apărării, un militar, un ofițer nu se pregătește în 2 săptămâni. Noi avem militari foarte buni, cu pregătire extraordinară în diferite țări a lumii. Au, oamenii au pregătire, vorbesc multe limbi, sunt bine dotați, dar cu 5-6 mii de lei pe lună, cine stă acolo? Noi avem nevoie de programe sociale pentru militari, să le dăm apartamente, să le dăm școli pentru copiilor, să le dăm salarii foarte bune. Noi avem omul care merge la moarte să-și apere țara, nu merge pentru 5 mii de lei. Credeți-mă, eu știu ce se întâmplă în Ucraina. Vara asta am fost de mai multe ori la Kiev. Ca cetățenii nu, nu se ajunge ca... Da, așa, dar noi atunci când avem, vorbim de o invazie terestră, da? Atâta timp cât există Ucraina, așa cum este ea astăzi și se bate cu rușii, este imposibil o invazie terestră în Republica Moldova, fiindcă pentru asta e nevoie să cucerească Nicolaevul, să cucerească din nou insula Șerpilor, să cucerească Odessa. Dar aerian? Nu au forță. Aerian, eu de la început spun, oricând e posibil să lanseze câteva rachete din Crimeea, să lanseze asupra Moldovei. Dar asta nu înseamnă, asta înseamnă declarații de război din partea lor, dar nu înseamnă lupte terestre. Iar armata noastră națională pentru a cumpăra sistemele, ați văzut, din 75 câte au lansat ieri sau 80 ceva, mai mult de jumătate au fost doborâte, rachetele rusești. Oricât de mult ajutor a primit până acum Ucraina, oricum se mai scapă câteva. Are nevoie de multe sisteme Patriot și de alte sisteme, de produse de alte țări, pentru apărarea interioană, pentru a închide cerul. În ce măsură noi acum Ucraina... ne-am trezit astăzi, că repede ce putem face pentru Ministerul Apărării? Ce putem face astăzi? Să cerem de la americani și de la europeni să ajute Ucraina cât mai mult ca să oprească invazia rusă și să doboare rachetele care oricum traversează teritoriul ucrainean. Asta se întâmplă. În ce măsură Ucraina ar putea interveni? Nu se întâmplă. La etapa când aceste rachete sunt în spațiul aerian moldovenesc. Adică să le dea jos până ajunge în Ucraina. Păi, da, Ucraina asta cere. Rachete cu rază medie și rază lungă de acțiune, să le poată doborâ deja când au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Dar nu. Moldovei se poate interveni. Moldova, ei au trecut 10 secunde pe teritoriul Moldovei. Da, e prea mic spațiu. E prea mic spațiu. Ele trebuie doborâte pe teritoriul ucrainean. Și asta se discută acum și de G7, se discută și în Statele Unite să dea Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, ca să poată doborâ aceste rachete. Și în Europa, și în America, sunt idioți utili de-a lui Putin, care spun să nu le dăm ucrainenilor rachete cu rază lungă de acțiune, medie și lungă, ca să nu cumva să atace obiectele de pe teritoriul Rusiei. Dar acum, când mor copiii nevinoveți, ce înseamnă chestia asta? Până acum deci, tot au murit. Rusia a lansat un atac asupra obiectivelor civile, nu a obiectivelor militare. Ieri s-au lansat și astăzi rachete asupra oamenilor pașnici. Centralele electrice, centralele hidroelectrice pentru a-i lăsa pe oameni fără curent, fără căldură, pentru a sufoca pe ucraineni și a-i face să renunțe la luptă. Eu vreau până la pauză să reușim să analizăm și poziția autorităților de la Chișinău. Maia Sandu, de exemplu, a declarat că nu respectăm integritatea teritorială și suveranitatea altor țări și cerem să ne fie respectate hotarele. Noi facem totul ca să fie respectată pacea și liniștea în țară. E suficient acest lucru? Bine, noi am dorit mai mult, dar știți, uneori trebuie să dăm dovadă și de diplomație. Dumnezeu, ca lider de stat, ca președinte de stat, a punctat foarte corect și s-a ținut de acele tratate, înțelegeri încheiate, odată cu obținerea independenței și cu recunoașterea hotarului și așa mai departe, a procedat foarte corect. Mai mult de atât, la moment, dumneiei nu poate face, pentru că orice cuvânt spus de un președinte de țară are greutatea sa. Din punct de vedere diplomatic, ea a punctat foarte corect lucrurile respective. Ceea ce noi așteptam, poate, careva comentarii, asta depinde de acum de președinție, de oameni, de purtători de presă și mulți alții care pot de acum da interpretări. Bine, abordarea asta diplomatică este cea mai bună. Nu putea să facă nimic mai mult. Putea să aibă un mesaj mai dur sau mai nu știu cum, dar nu ne ajută la nimic.
Acum, Moldova pentru Rusia nu contează din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, suntem un factor neglijabil pentru ruși. Ei vor destabilizare situației, ei vor proteste în Moldova, ei vor aici un nou guvern care ar fi devotat Rusiei și care ar deveni peste noapte dușmanul Ucrainei, care să blocheze căile de acces către Ucraina, coridoarele de transport și multe, multe altele. Să deschidă aeroportul pentru navele rusești care, sau pentru rușii care vin prin Istanbul sau prin alte țări, să-și poată completa trupele din Transnistria și multe, multe altele. E asta vor. E, asta înseamnă că totuși politic reprezintă Republica Moldova o miză pentru Rusia, dacă își doresc atât de mult. Bineînțeles, ei caută cu disperare. Geopolitic. Da. Geopolitic. Ei caută cu disperare pe cineva care să le servească drept exemplu printr-un propriul electorat, să le spună, uitați-vă, iată, am obținut o victorie. Am obținut o victorie. Un stat din Europa se opune tuturor deciziilor. Ia uitați-vă ce proteste. Ia uitați-vă ce petrece în Republica Moldova. Populația este contra. Bine, aceste proteste s-au compromis. Este demonstrat faptul că oamenii ies acolo plătiți. Permanent este un joc de lungă durată și acest război mediatic, propagandistic, este purtat permanent. Noi spunem actualmente război hibrid. Ei bine, noi din 92 ne confruntăm cu acest război hibrid. Așa permanent, este. Până în ziua de astăzi. Niciodată nu a fost stopat acel război din 92 pe teritoriul nostru. Marea noastră problemă este că cetățenii noștri ar trebui să înțeleagă, în masă ar trebui să înțeleagă situația gravă care s-a creat, care nu depinde absolut de noi, deloc nu depinde. Noi putem numai face careva concluzii în jurul celor care se întâmplă în jurul nostru, hotarilor noastre. Nu mai mult de atâta. Noi suntem prea vulnerabili și suntem prea expuși din toate punctele de vedere la oricare factor de acțiune din afara statului nostru. Inclusiv energetic, dar despre asta vreau să discutăm după o pauză de publicitate, dacă Republica Moldova riscă să rămână fără energie electrică. Rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp. Семь президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis. Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șoc, ce urmează să se întâmple? Fărle cele așa și smurează în procuratură. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de detete. De ce ai zis că până la un ghear? Da, dar v-am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care-ți place. Știe Ana, știe liniștea. Și nenumărate provocări. De ce faci tu în fiecare zi? Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră.
tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tincă la magazinul din Vale, până era mai ieftină. Parcă îl interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dar e ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l trebuie să-l încalți pe-l frațo, dar pentru aici mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu aveam. Sește, grindină, lucrători nu-s, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера. Am revenit în platou, continuăm discuția. Vreau să mai analizăm o declarație importantă din partea Comisiei Europene. Utilizarea spațiului aerian al țărilor vecine pentru a ataca Ucraina este inacceptabilă, a declarat Comisia Europeană. Asta ce înseamnă? Urmează și anumite acțiuni? Întrebarea cea mai interesantă este asta, tocmai că urmează și alte acțiuni, dar noi deja cunoaștem că și Statele Unite și țările europene nu au acceptat cerințele multiple ale ucrainenilor de a le asigura spațiul aerian. Este complicat de spus acum, cel puțin pentru mine este complicat de spus exact ce va urma. Frică mie că vom rămâne la nivelul declarațiilor. Dar ce ar putea să întreprindă Uniunea Europeană? Uniunea Europeană nu are armată. Uniunea Europeană poate să mai impună niște sancțiuni, dar nu acum. Au făcut declarații, iar pe Putin doare într-un loc de declarațiile lor. De câte ori au fost făcute aceste cereri din partea președintelui Zelenski de a acorda acest sprijin pentru asigurarea spațiului ucrainean. Din păcate, nici până astăzi nu s-a întâmplat nimic. Domnul Moțpan, noi cunoaștem din istorie că nu este categoric interzis și nu se recomandă să negociezi cu teroriști. Rusia astăzi este stat terorist. Uniunea Europeană, Statele Unite, toți neomarxiștii de la Uniunea Europeană, ce au făcut începând cu 2008, de când au atacat Georgia?
Gruzia. Dom'le, haide să-i liniștim, hai să-i împăcăm, haide să negociem că se liniștește și după asta să nu complicăm situația. Au cedat atunci, a venit Sarkozy cu planul lui idiot de pace, cu nu știu ce, că Chipurile să recunoaștem noi cumva, anexarea acestor teritorii. După asta s-a început cu Crimea în 2014 și la fel au spălat-o în 7 ape și cu Harkov și Donetsk, cu Lugansk și Donetsk. Tot au zis, domnule, haide să nu atâțăm spiritele, haide să negociem, recomandăm negocieri de pace, negocieri de pace. Orice negocieri de pace astăzi cu criminalul Putin înseamnă un pas înapoi. Dar care ar fi soluția? Soluția este distrugerea completă a armatei ruse și înfrângerea Rusiei. Nu există. Păi asta înseamnă un al treilea război mondial. Nu înseamnă al treilea război mondial. Dacă noi cedăm șantajul nuclear, noi vom avea încă 100 de ani înainte șantaj nuclear din partea Rusiei. Ați văzut până acum tot Europa a cedat. Merkel, frau Merkel a zis, dacă noi vom fi dependenți de resursele de gaz și petrol a Rusiei, Rusia va accepta condițiile noastre, vom fi o piață mare pentru ei și ei se vor adapta. Vom putea influența Rusia. Dar a fost invers. A fost invers. Dependența energetică a Uniunii Europene față de Rusia a dus la faptul că lui Putin i-au apărut foarte multe pofte. Foarte multe pofte și toți au devenit șantajabili. Șantajabili. Și ați văzut. A folosit-o pe Merkel ca să blocheze aderarea Ucrainei la NATO. A folosit-o pe Merkel ca să blocheze aici procesul de reintegrare în Transnistria. Că ați văzut, Merkel a fost, de fapt Germania, a fost unica țară europeană care a sprijinit federalizarea Republicii Moldova. Germania este unica și a discutat cu Putin despre un statut special al Transnistriei. Ceva ce nu există nicăieri în actele internaționale. Statut special. Bine, hai să ne ducem acolo, noi cu siguranță putem face o emisiune separată. Trebuie să acceptăm și faptul că țările europene, dar și Statele Unite, nici nu s-au așteptat că Rusia, Putin, va proceda cum procedează. Domnul Moțman, și Statele Unite, au avut și Germania, și Uniunea Europeană au fost avertizați de nenumărate ori. De Polonia, și oricum, de țările Baltice, de Ucraina, de România. N-au vrut să creadă. N-au vrut să creadă. Și acum ceea ce au fost finanțați de Rusia, au primit bani de Rusia, le-au dat funcții după ce au terminat mandatele, au primit oferte speciale pentru business, pentru au fost afaceri profitabile, scutiri de taxe. Au apărut niște informații cu 300 de milioane de dolari pentru grupurile de propagare. Bine, haideți un pic să revenim la Republica Rusiei. Moldova. Este extrem de important ce se întâmplă aici, pentru că ați văzut îndemnul domnului Spânu astăzi ca cetățenii să economisească energie electrică, pentru că în urma bombardamentelor de ieri din Ucraina, ucrainienii nu mai exportă energie electrică în Uniunea Europeană și în Republica Moldova, respectiv avem probleme. Care a fost totuși miza, domnule Cătăraga, a acestor atacuri? Și ăsta este răspuns la ceea ce s-a întâmplat cu podul din Crimea? N-aș spune că podul din Crimea a servit drept pretext. Podul din Crimea este așa, o pagină pentru dânsă, un joc oarecare care a fost folosit. Tot de ei făcut. Tot de ei, probabil că în istorie până la urmă va demonstra că încă nu este clar de unde au venit acele două rachete și au distrus acele două porțiuni de pod. Problema constă în altceva. Însăși episodul cu acest pod a fost folosit în continuare pentru a ridica la un nou nivel conflictul respectiv și a agrava și mai mult situația și a presa, nu numai în Ucraina, dar în noi toți, a presat tot mai mult și mai mult. Miza jocului a crescut foarte mult după bombardarea acestui pod. Problema constă în altceva. Trebuie să o spun deschis. Bine, și câte rachete are Rusia? Care mai sunt rezervele lor? Că sunt încă rezerve multe și încă mulți oameni, zeci și poate sute de mii de oameni pot să-și pierdă viața până ce se vor termina depozitele de rachete rusești, dar este clar. Problema este în altceva. Trebuie să demonstrăm tuturor că numai uniți, împreună, fiind alături de Ucraina, acordând tot ajutorul, toată asistența necesară, încet, încet vom da de înțeles Rusiei că e timpul să se oprească, să-și revadă mizele, acest joc destul de murdar, de șantajare directă, de presiune directă, folosirea tuturor instrumentelor
atât cele civilizate, dar și cele murdare, care le au la moment și care le folosesc împotriva nu numai a Ucrainei. Și Moldova și a întregii Europei. Care a fost miza bombardamentelor de ieri? Dați-mi voie să nu fiu un pic de acord. Nu cred că Rusia este capabilă să accepte singura soluție încetarea războiului. Atât de departe au mers, Putin atât de mari pofte, da, spuneam noi, sau dorințe a avut în raport și cu Ucraina și probabil și mai departe, planurile diabolice noi nu le cunoaștem în profunzime, încât este complicat să accepte astăzi că până aici. Sunt de acord, pe de altă parte, că Republica Moldova, aflându-se în acest context, în această regiune plină de insecuritate, are nevoie de unitate. Este adevărat, avem nevoie de unitatea cetățenilor, de a înțelege că doar împreună putem depăși toate greutățile acestea, este absolut corect. Noi ne abatem la ideea de bază, s-ar putea scumpi lumina sau nu, la ce ar trebui să ne așteptăm? Aceste îndemnuri din partea autorităților, economisiți cetățenii Republicii Moldova energie electrică, okay, în intervalul este de ore când este cel mai solicitat sistemul respectiv. Este o modalitate a guvernanților de a se implica în procesul acesta. Sigur că am ajuns la situația când noi nu avem energie, nu avem alte surse, este trist. Dar s-a putut până acum, s-ar fi putut cu siguranță de prevăzut că cumva vor evolua lucrurile, în special pe segmentul securității energetice, și nu s-a produs nimic, din păcate. Aceasta nu înseamnă că noi nu vom plăti costurile. Rusia, din păcate, vom plăti. A atacat aceste obiective ieri în Ucraina. Eu vreau să spun două chestii aici. În primul rând, cred că cel mai contraindicat personaj pentru a face asemenea apeluri este domnul Spânu. Ar trebui să aibă alt comunicator, nu o persoană atât de contradictorie și atât de controversată în acest caz, fiindcă lui se pune în cârcă scumpirea gazului și ar trebui să tacă în cazul de față, să vorbească altcineva. Asta unul. Nu este Republica Moldova unica țară din Europa care face asemenea apeluri. Țări foarte bogate, foarte bine dezvoltate, fac acest apel de mult timp ca să economisească, fiindcă suntem într-o stare, o situație excepțională, cum nu a mai fost în Europa de foarte, foarte mulți ani. Al treilea lucru ce vreau să-l spun, aceste rachete au fost pregătite din timp, fiindcă experții spun că e nevoie de cel puțin o săptămână ca să mobilizeze această cantitate de rachete pentru a le lansa asupra Ucrainei. Și nu podul a fost motivul, podul a fost un pretext și nu exclud ca până la urmă să se demonstreze că se repetă situația din 1999 când Putin a aruncat multe blocuri de locuit în aer din Rusia, dosarul sacelor cu zahăr, ca să poată începe o război în Cecenia și să-și consolideze puterea. Și aici a servit drept pretext pentru a ataca Ucraina. Putin a înțeles că pierde războiul convențional. Nu are cum. El s-a pregătit, generalii ruși s-au pregătit pentru războiul din secolul 20, pentru al doilea război mondial. Ucraina, începând cu 2014, și eu am vizitat bazele de pregătire, am făcut nenumărate vizite în Ucraina, la Ministerul Apărării. Ei s-au pregătit pentru războiul viitorului, un război contactless, fără contact. Un război în care militarii nu se întâlnesc baionetă la baionetă, dar este războiul, nu mai este infanteria regina războiului, acum artileria este regina războiului și artileria pe care o are Ucraina, HIMARS-ul și alte instalații complexe pe care le-au primit din Occident, sunt net superioare celor din Rusia. Așa, și Rusia a înțeles că pierde acest război. Rusia a înțeles că pierde și vrea să acționeze psihologic asupra cetățenilor. De ce nu distrug obiectivele militare? Dar atacă grădinițe de copii, atacă blocuri, omoară oameni nevinoveți, ca acești cetățeni ucraineni înspăimântați, să ceară de la Zelenski să se așeze la masa tratativelor, să negocieze, să înceapă negocierile de pace cu Putin. Putin de asta are nevoie. Oprim Putin acum. Putin vrea pace? Putin n-a vrut pace în viața lui, dar el are nevoie de pace în momentul ăsta pentru a-și mobiliza armata, pentru a reorganiza armata, pentru a produce mult armament, nou armament, că nu mai are rezerve. Și pentru a stabili frontierele care sunt acum. Ai văzut că el a 4 regiuni de Ucraina le-a incorporat în Rusia.
Acum, dacă se încep negocieri de pace, înseamnă că trebuie să tacă tunurile, nu? Și să oprească acțiunile de război. S-au oprit și noi consfințim frontierele care sunt astăzi. Și mai departe, ce negociem? Să mai dea un sat din zona ocupată Ucrainei? Nu, și ucrainenii au spus, nu cedăm. 86-87% din ucraineni sunt împotriva cedării, oricărei cedări teritoriale pentru contra, eu știu, Rusiei. Să le dea în schimb la pace. Mai mult decât atât, ceea ce m-a impresionat mult este că în Statele Unite și inclusiv în Germania, 75% din cetățenii germani sunt pentru ca guvernul să sporească ajutorul militar acordat Ucrainei. Occidentul începe să înțeleagă că e nevoie să facă sacrificii pentru a opri acest monstru. Acest monstru poate fi oprit din punct de vedere militar și economic. Dar faptul că acum Ucraina nu mai poate exporta energie electrică în Uniunea Europeană și în Republica Moldova, asta este un pas conștient făcut de Federația Rusă. Deci aceste bombardamente direcționate. Nu influențează foarte mult piața electrică exporturile din Ucraina. Și această situație era previzibilă în urma ocupării acelei centrale încă din Zaporojă. Când a fost ocupată centrala nucleară din Zaporojă, era clar că spre iarnă însăși Ucraina, ca stat, va avea mari probleme cu aprovizionarea cetățenilor proprii cu energie electrică, nimeni vorbind de exportul peste hotare. Da, au avut posibilitatea acum, pe timp de vară, timp de toamnă. Vine iarna, ei au necesitate de a acoperi necesitățile proprii. Și luând în considerație ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, ultimele două zile, situația s-a agravat și era de la sine înțeles încă din primăvară că ne vom confrunta personal și noi, ca stat vecin al Ucrainei, cu această problemă. Trebuie cumva să o soluționăm. Soluția este totuși de urgență să revedem politicile noastre în privința energiei regenerabile, de urgență, pentru că avem mari lacune. Noi, practic, acționăm în detrimentul energiei regenerabile. Toate politicile noastre duse au fost înțelegeri de cartel, care sunt și până în ziua de astăzi, trebuie să le recunoaștem, avem mari probleme. Sunt scheme care funcționează bine, mersi, până în ziua de astăzi. La noi, Republica Moldova, deși este guvernarea PAS, schemele funcționează. Cineva face bani pe necesitățile, pe nevoile cetățenilor noștri simple și sunt manipulați în continuare. Și Ucraina, având problemele ei, trebuie să înțelegem încă din start, încă din aprilie, când a fost ocupat, din martie, de fapt, când a fost ocupat acest teritoriu a regiunii Zaporojă, Herson și așa mai departe, când s-a ajuns până la Nicolaev, cât vrem să trebuie să ne vom confrunta cu problema respectivă. Este problema gazelor, acum și problema energiei electrice. Deci, ce iarnă ne așteaptă? S-au adunat, într-adevăr, multe, zic moldovenii, belele pe capul nostru și nu numai acestea, mai este și factorul geopolitic, insiguranța, lipsa de securitate regională. Eu cred că cetățenii trebuie să conștientizeze toate aceste pericole și să ne... Să economisim? Asta ar fi un lucru... În primul rând trebuie să ai ce economisi. Un lucru minunat, dacă ar fi... Realmente, da, n-avem dar, ce economisi și trebuie să înțelegem. Că nimic noi din noiembrie riscăm să rămânem în general fără gaze. Nu vom rămâne nici fără gaze, nici fără curent electric. Exact. Nu vom rămâne din cauza că Uniunea Europeană nu va lăsa Moldova așa de izbeliște. Și nici România. Înseamnă că noi să rămânem fără gazul rusesc. Noi am putea să găsim... Noi de mult trebuia să renunțăm la gazul rusesc. Mi se pare în genere că se face prea multă panică acum, generează tot felul de mass media, generează panică. Eu știu că noi vom reuși să trecem și această iarnă, sper că cu pierderi minime de sănătate, dar cu siguranță se vor găsi încă surse pentru a menține echilibrul în societate. Cel puțin la nivel internațional am înțeles că se lucrează în acest sens. Vreau să vedem care este retorica în societate. O să rog colegii să așeze pe ecran numărul de telefon la care telespectatorii ne pot telefona în direct. Să ne spună părerea, inclusiv despre faptul dacă sunt pregătiți să economisească și dacă deja o fac și, în general, dacă se simte în siguranță sunt, în această perioadă. Sunt extrem de îngrijorați. Își fac griji pentru că mai întâi a fost bulversată societatea cu lemne astea. Din întâmplare sau nu, dar fosta ministră a dat indicații să fie insistat tăierea pădurilor, care, adică după plan.
o acțiune negândită total. Lucrurile dacă ar fi fost lăsate să deruleze așa cum era și în alți ani, toată lumea și-ar fi cumpărat liniștit lemne de cât are nevoie și nu intram noi în acest cont de panică care a fost generat, din păcate, de guvernanți. Pe de altă parte, avem problema energiei electrice. De ce noi nu am grăbit procesele de interconectare la rețelele cu România? De ce n-am grăbit, domnule Șalaru? Iată, se întâmplă ca și situația cu armata. În 2 săptămâni vrem să avem armată, vrem să avem sistem de protecție antiaerian și tot așa mai departe, când 30 de ani nu s-a făcut nimic. Fiindcă ați spus și deși este pasul la guvernare, dar schemele au rămas. Aceleși scheme cu... Eu țin minte când PD-ul bloca din răsputere construcția gazoductului, când era Lazar, ministrul economiei, și interconectare la rețelele electrice s-a blocat din greu. S-a făcut tot posibilul ca să nu se întâmple acest lucru. Fiindcă anumite companii, anumiți oameni au avut de câștigat din asta. Au avut bani. Iar acum există piață. Noi nu trebuie să depindem de un singur furnizor. Există piață. Să vedem cum se va descurca Transnistria după ce nouă ne vor tăia gazele rușii. Gazpromul. Ce va face Transnistria? Va trebui să achite. Va trebui să achite 1, 2. Cui? Trebuie să achite. Și dacă da, vom primi din România, dacă gazele vrem prin Republica Moldova, trebuie să achite. Deci exact. Dar problema este că rețeaua de distribuție a Gazpromului. Haideți să vedem ce ne zice domnul Vasile din Droche, care este în legătură prin telefon, după care continuăm discuția la acest subiect. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud. Vă ascultăm, domnule Vasile. Ia spuneți la Iscămieșa Albă, care vrea gaz românesc, trimiteți-l, vă rog, în România și dă-i gaz lumină. Dar ce soluție vedeți dumneavoastră? Cămașa albă, sunt 3 în cămașa albă aici? Iacaiscar din partea dreaptă, la Mădaia. Am înțeles, deci domnul Șalaru, să meargă în România. Da, trimiteți-l în România și dă-i gaz lumină. Dar care ar fi soluția dacă nu am apelat la ajutorul României, domnule Vasile? Românii nu ne-au încălzit niciodată și n-ați încălzat că narodul. Clar. Am înțeles. Bine, mulțumim tare mult pentru această opinie. Iată, domnule Șalaru, ce îndemn aveți. Da, eu azi am venit de la București. Vreau să vă spun că unica soluție este gazul din România. Înțeleg pe unii nostalgici care, și pe unii chiar nu înțeleg unii cum au capacitatea, cum trăiesc fără creier, fără să gândească. Doar din nostalgii, doar din amintiri, Rusia va tăia gazul. Și ce facem mai departe? Plângem, dar nu luăm nimic de România? Cumpărăm de pe piață, noi, mai scump. Principalul nostru partener economic este România, principalul investitor este România. Oamenii ăștia ar trebui să mai trezească, să mai iasă din sat, să mai vadă că lumea s-a schimbat. Transnistrenii exportă în proporție 70% exportă în România și în Uniunea Europeană. Transnistrenii vor unire cu România. Iohannis a declarat că România poate să dea 5 milioane de metri cubi de gaz pe zi Republicii Moldova. Exact cât consumăm noi. 5 milioane de metri cubi. Ce va face Transnistria fără gazul gratuit? Uzina metalurgică cu ciurganul, ce vor face fără gazul gratuit din Rusia? Pe care sunt scenariile? Cum credeți? Păi scenariile, imaginați-vă o chestie. Într-un an de zile, Europa nu mai primește gaz din Rusia. Indiferent cât de mult vor unii moldoveni gaz rusesc. Nu mai primește. Și atunci ce va face Rusia? Acest gazoduc care vine acum între prin nordul Moldovei și vine gazul, trece pe teritoriul ucrainean. El vine gazul ăsta doar pentru noi astăzi. Ucrainenii vor bloca acest gazoduc, nu-l vor mai deservi. Iar Rusia, ca să ne trimită 2-3 miliarde de metri cubi de gaz anual, trebuie să-l umple cu vreo 10 miliarde de metri cubi ca să ajungă aici. Nu este rentabil. Nu este rentabil. Rusia nu va mai putea transfera bani în Transnistria pentru pensii și salarii și nu știu. Nu va mai putea întreține. Armata rusă din Transnistria este o parodie. Armata rusă de acolo nu poate să-și schimbe militarii, să facă rotații. 30% sunt din Rusia, majoritatea sunt cetățeni ruși care nu au văzut niciodată în Rusia. Ei sunt angajați din localnici. Vă imaginați, ofițerul rus vine
dimineața la lucru și seara se duce acasă mulgă vaca. Asta e nivelul armatei de acolo, din 1200-1300 de militari din Gotr. Mai mult de jumătate sunt și tehnicieni. Asta înseamnă că Federația Rusă nu va întrerupe livrările de gaze către Republica Moldova pentru a preveni această situație din regiunea transnistreană? Nu știm ce va face, fiindcă Federația Rusă, în primul rând, nu-i pasă de proprii cetățeni. Ai văzut cum i-a trimis la luptă ăștia, i-au mobilizat, într-o săptămână deja erau îngropați. Nu-i pasă de proprii cetățeni. Îi pasă doar de interesele lui Putin și a o gașcă acolo în jurul lui Putin de oligarhi și de profitori. Pot să oprească și gazul, dar Moldova nu trebuie să se orienteze doar după gazul rusesc. Nu pot. Moldova poate să cumpere gaz de oriunde din lume. Și trebuie să aplice ăsta protocolul cu Gazprom are dreptul să dețină și rețele de distribuție. Nu are dreptul. Nu are dreptul. Noi trebuie să aplicăm legea și angajamentele noastre europene. Pachetul energetic trebuie respectat. Pachetul numărul 3. Haideți să mai preluăm un apel, după care revenim la soluții. Domnul Nicolae din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș vrea să adresez domnului fost ministru întrebarea. De ce acum noi acuzăm ruși, alte forțe? Ce s-a făcut în perioada dumnealui pentru a fi pregătiți pentru situația de război din ziua de azi? Și se spune conducta din gaz din România, ea tehnic nu asigură necesitatea de gaz pentru Moldova. Asta e bine că se face așa declarație la populație? Rămâneți pe fier, domnule Nicolae. Deci, domnule Salaru, conducta întrebare. De gaz mai din întrebare. România, sigură? Doar o secundă, ca să răspundă în regim instant. Conducta de gaz de România și dacă Rusia închide gazul, noi ce facem? Ne renunțăm și la asta? Conducta de gaz, România poate să ne livreze cantitatea necesară de gaz pentru Republica Moldova. Toată folosind rețele de distribuție care există astăzi. Iată răspunsul, domnul Nicolae. Că astea erau ambele întrebări, da? Nu, mai am. Vă rog. În perioada comuniștilor nu s-a construit nicio linie LEP, așa zis, pentru energie. Chiar și proiectul state pentru gaz lichifiat în portul Moldovei a fost blocat tot din noi, conducerea noastră. De ce noi acum acuzăm rușii? Nu de ce, că fac parteneriat acum rușilor. Nu suntem noi vinovați de situație. Și ultima. De ce alte țări ca Ungaria? O precizare. De ce alte țări ca Ungaria au interese naționale, dar noi știm numai să criticăm și stăm la indicația cuiva și facem careva acțiune în țară. Am înțeles, domnule Nicolae, mulțumim tare mult. O seară bună. A treia întrebare nu este foarte clară, haideți să le luăm pe rând. Eu le-am înțeles. Vorba de un terminal de gaz lichefiat în porturile Moldovei. Care portul Moldovei? La Giurgiulești se referă. Giurgiulești, un singur port. Navele care transportă gaz lichefiat, milioane de metri cubi. Nu pot intra. Nu pot intra. Acolo la Giurgiulești poți să intri 4-5 mii de tone și atât. Nu te încurcă nimic să folosești terminalul de la Petromidia Năvădari construit pe litoralul românesc sau poți să folosești orice terminal de gaz lichefiat din Europa dacă tu ești conectat la această rețea europeană. Mai suntem conectați. Ce ați făcut dumneavoastră în perioada cât ați fost ministru al apărării, dar la această întrebare răspundeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина.
но не стоит спешить с выводами. Ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis? Că-ți spună un ghear? Da, dar am zis și alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă întreabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Și nenumărate provocări. Ce ce faci tu în fiecare zi? Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Бюрократии, мита, тет, начальник, да ты платишь, так, платишь. Спала, мытру, штержи. Да и канаинки, скуйпа, де парка ж баджок. Шел мне тел треслингал спел фрайцо, на пентроис май мария, требу яросом промот. Копилу ну пуате са мананчи румай картофи. Ел аре невои ши де убуката де карни, ши о легума, ши о банана. Плетешки, Георги, такса де друмури, dar drumuri așa și nu aveam. Sește, grindină, lucrători nu-s, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости. 7 президентов. 10 парламентов. 17 правительств. Выборы. Борьба за влияние. Война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива.
чтобы взглянуть на мир с иного ракурса. Am revenit în platou, continuăm discuția. Domnule Șelaru, două întrebări încă pentru dumneavoastră. Ce ați făcut pentru a îmbunătăți armata Republicii Moldova? Cât timp ați fost ministru al apărării? Și cea de-a doua, ce ține de cum comunică cu Federația Ce-am Rusă? Ce am făcut eu pentru Armata Națională în un an și cinci luni. Da? Foarte multe am făcut, multe nu pot să le spun. Dar ca să-l fac fericit pe acest nene care a întrebat, pot să-i spun că am făcut foarte mult pentru apropierea cu NATO. Am fost la summitul NATO de la Budapesta și am cerut retragerea armatei ruse din Republica Moldova, armata de ocupație. Împreună cu Ucraina am creat Coridorul Verde pentru retragerea armatei ruse din Moldova. L-am expulzat pe atașatul militar al Rusiei din Republica Moldova, fiindcă am mers în 3 septembrie la Tiraspol și a sărbătorit crearea Transnistriei. Am obținut multe ajutoare din multe țări, dar nu dar pot... Tehnic vorbind, da, de punct de... Da, păi uite, astea și sunt. Tehnică, militară, am obținut de la multe țări, multe chestii pe care nu le pot face publice, fiindcă nu-i de mintea oricui, știi, chestia asta, că trebuie să o știe doar cei inițiați în aceste lucruri. Și când era vorba de Ungaria, Ungaria astăzi este parea Uniunii Europene și se discută despre blocarea apartenenței Ungariei în NATO și în Uniunea Europeană. Noi, dacă vrem să luăm exemplul de la o țară care e în pragul falimentului, s-a oprit finanțarea de la Uniunea Europeană, PNR-ul, programul care prevedea vreo 7 miliarde de dolari, dacă ăsta e pupă mâna lui Putin, încă nu înseamnă că Ungaria are mare viitor. Deci Ungaria a nimerit întâmplător în Uniunea Europeană și acum le pare rău, fiindcă nu există un mecanism de excludere din Uniunea Europeană. Respectivul domn care a sunat a uitat să spună că de obicei trolii ăștia ruși îi spun așa, eu nu sunt cu Putin, dar totuși am niște întrebări. Bine, în fine, haideți. Locul nostru este în Uniunea Europeană, Rusia este țară teroristă, țară ocupant, armata rusă este o armată criminală și Putin este un criminal care omoară civili. E timpul să vă obișnuiți să trăiți fără Rusia. Domnule Cătăraga, soluții pentru această perioadă. Ce ar trebui să facă autoritățile? Sau mergem și batem la ușă europenilor? Autoritățile, trebuie să recunoaștem, depun eforturi în ceea ce privește crearea acestui sistem de securitate colectivă și includerea și Moldovei în acest cadrul acestui sistem. Vom fi noi acceptați în NATO sau nu, dar noi trebuie să conlucrăm la moment cu NATO și în primul rând cu România, pentru că unica salvare totuși la moment este România. Întreg ajutorul și parteneriatul care noi îl avem, care salvează situația la moment, este România. Și trebuie să respectăm România ca stat și poporul român pentru ajutorul acordat zi de zi și în perspectivă care vom primi. Pentru că altă soluție la moment nu vom avea și de lungă durată, cel puțin până în primăvară, nu va fi. Unicul lucru este adâncirea și colaborarea cât mai strânsă cu România și cu Uniunea Europeană. Vreau să vorbim și despre poziția opoziției. Am văzut colegul dumneavoastră, Dinu Plângău, care a spus că autoritățile de la Chișinău nu au fost tranșante și nu au condamnat așa cum ar trebui. Noi am avut o declarație astăzi, am publicat o declarație a partidului, destul de consistentă, și asta din motiv că am așteptat de la actuale guvernanță o atitudine mai tranșantă, într-adevăr, una mai rigidă față de ceea ce se întâmplă. Este, prin spațiul nostru aerian, este violat de rachete rusești. Nu avem șansă, nu am avut posibilitatea Republica Moldova să ia nicio atitudine față de acest incident. Și doar o declarație a președintelui țării, bine, una care, din păcate, nu a oferit și soluții. Da, au fost spuse mai multe lucruri, că nu vom permite, că nu vom accepta, nu vom tolera. Perfect, asta noi putem spune oricând, în fiecare zi. Acum se cer însă soluțiile. Aceste soluții nu au fost spuse nici în conferința de presă a doamnei președinte. În același timp, noi ne dăm seama că situația nu se schimbă, nu poate schimba spre bine peste noapte. Este evident. Lucrurile ne depășesc deja. Dar de căutat soluții trebuie și este de datoria nu a invitaților în studio să le propună, dar a guvernanților să le propună aceste soluții. Pentru că ei dețin toate pârghiile în state, ei dețin
conducerea și au posibilitate să genereze aceste decizii. Eu mă gândeam că ar fi o treabă foarte bună chiar să grăbim, așa spuneam, să grăbim procesul de obținerea gazului, de exemplu, de la român, pentru că acest din România, pentru că acest lucru e posibil. A spus-o cam o lună urmă deja, nu știu câte săptămâni, reprezentantul român a spus-o Transgaz. Clar. Transgaz. Transgaz se numește, da? A spus-o clar. Un telefon de la Chișinău și noi într-o oră suntem gata să punem la dispoziție. Și domnul Șalaru, este o soluție. Haideți să vedem. Numai o clipă. Nu s-a întreprins nimic până acum. De ce n-a urmat totuși o reacție din partea guvernanților? Avem noi dreptul cetățenii. Bine, acum se discută, am înțeles că pe interior stați la acest subiect. Dar cetățenii nu știu asta. O clipă numai. Pentru că este vorba de lipsa de transparență în ceea ce în actul decizional. Nu cunoaștem, cel puțin nu am auzit eu că se poartă niște discuții, că s-au făcut. Da. Noi facem, așa, relativ. Noi depozităm gaze, inclusiv în România. Bine, în țevi, dar... Bine, a declarat Spânuc, e legat oricând să meargă la București, să semneze orice, să negocieze. Haideți să preluăm un apel telefonic și după aia facem concluzii de serii. Doamna Eugenia din Chișinău, bună seara! Bună seara! Doamna Eugenia, sunteți pregătită să economisiți energia electrică în următoarea perioadă? Deja da. De ce deja da? Până acum nu erați? Până acum am conservat, am fost nevoită să cheltui mai mult. Am pregătit conserve pentru iarnă. Am tocat legume, fructe. Adică veți ține cont de recomandările autorităților. Aici, până astăzi am cheltuit mai mult. De mâine încep să economisesc. Da, ascultăm întrebarea dumneavoastră către domnul Șalaru, am înțeles că. Nu, numai și către ceilalți, politicieni, foști politicieni. Deci eu îl respect pe domnul Șalaru, susțin tot ce spune dumnealui acum în studio, dar în scurta perioadă când a fost dumnealui ministrul apărării, de ce nu a ridicat întrebarea creierii unei umbreluțe antiaeriene deasupra Republicii Moldova? Doi, se vorbește mult de aprofundarea, scufundarea în România, dar nu se pune întrebarea direct, unirea cu România și gata, reîntregirea teritoriilor românești. Deci asta va fi o soluție directă și așa solidă. Restul cu ajutoare și nu știu ce... împușcături, ca să nu mă exprim. Am înțeles, altfel. Doamna Eugenia, mulțumim foarte mult. Sunt clare întrebările noastre. O seară frumoasă, imediat răspunde domnul Șalaru și ceilalți din platou. Doamna Eugenia, dumneavoastră parcă ați studiat tot ce am făcut eu. Într-adevăr, am propus Parlamentului, când era ministrul apărării, ca România să preia controlul spațiului aerian al Republicii Moldova și să România să patruleze spațiul aerian al Republicii Moldova, fiindcă avea asemenea posibilități. Pe exemplu, Bulgariei, care nu mai avea avioane sau nu mai erau funcționale, și România, din partea NATO, patrula spațiul aerian al Bulgariei. Eu am propus acest lucru, dar nu am mers mai departe, fiindcă nu era de competența mea, era nevoie de un acord bilateral între două state. Iar România este țară membră NATO și are nevoie de aprobarea de acordul NATO, fiindcă orice face din punct de vedere militar trebuie să fie coordonat cu NATO. Ceea ce ține de, exact era ultima adresare pe care vreau să o fac eu, de unirea cu România. Republica Moldova este un stat falimentar. Este un stat care s-a născut mort. Este ultima consecință a pactului Molotov-Ribbentrop. Și noi ne-am transformat în cerșătorii Europei și noi vom trăi tot din cerșit. Vedeți că acum România a zis că ne dă și lemne de foc la jumătate de prețul din România. Noi nici lemne de foc nu avem. Noi nu suntem capabili să avem o economie puternică care să garanteze un nivel de trai decent al cetățenilor. Nu suntem capabili să ne apărăm, să investim miliarde de dolari în apărare. Unica soluție este umbrela NATO fiind în componența României. Și atunci toate problemele pe care le discutăm astăzi, energie, curent electric, infrastructură, căldură la iarnă, lemne de foc, lemne.md, birocrația, corupția, toate acestea vor dispărea.
Și toți idioții utili vor dispărea. Sunt suficiente probleme, domnule Șalaru, și vreau să analizăm aici. Eu vreau să vă spun că nu este așa. Problemele pe care le are astăzi România, nici pe departe nu sunt atât de grave ca problemele pe care le are Republica Moldova. Haideți să discuția, s-a alăturat mai târziu și domnul Cataraga. Aș vrea să vă ascult pe dumneavoastră. E o soluție? Ceea ce zice domnul Șalaru, ca să ne putem proteja. Și doamna Eugenia, nu? Sau doamna Eugenia, da. Ceea ce a menționat domnul Șalaru este soluția cea mai corectă. Care ar rezolva, într-adevăr, problemele respective. Dacă Republica Moldova rămâne stat independent, noi putem cumva să ne asigurăm securitatea? Noi putem vorbi mult de independență și așa mai departe, dar noi această independență nu o putem asigura. Cei 30 de ani de independență permanent ne demonstrează acest lucru. Da, sunt și eu un patriot al statului meu. Da, sunt un patriot al neamului meu, al poporului meu și așa mai departe. Dar sunt niște realități care trebuie de mult să punem punct și să începem a locui, a trăi normal, a înțelege mersul normal al lucrurilor. Pentru că ne ascundem noi după menținerea statalității, apărut această grupare de stataliști, așa numiți stataliști, care nu sunt stataliștii noștri, care sunt stataliști plătiți bine și noi știm ce grupare și de unde vin bani pentru o idee statalistă. Și națiunea civic moldovenească. Dar să zicem, dacă se vorbește atât de mult despre unire, tot nu se întâmplă foarte rapid. Acest lucru, știți, în 17-18 s-a întâmplat în câteva luni de zile. Nimeni în 17 decembrie nu a gândit că în martie se va vota unirea. Nimeni din participanții la Congresul Ostașilor Moldoveni. Unii dintre cei care urmăresc acum emisiunea ar spune că Republica Moldova deja a luat parcursul european. Suntem țară candidat. Cei care au participat la Congresul Militarul Moldoveni în 17, în baza căruia mai târziu s-a creat Sfatul Țării, toți au fost în viziunea lor cu așa numiți stataliști în ziua de azi, așa îi putem trata. Dar uite, și erau socialiști, mai mult ca atât, erau socialiști în viziune, același în Culeț și mulți alții. Și uitați-vă că ei, fiind de această orientare, până la urmă, înțelegând necesitatea momentul, pericolul care păștea, acel război civil care a început în Rusia, în Rusia a fost un imperiu, înțelegând necesitatea momentului și că nu pot asigura prin nimica securitatea propriilor cetățeni, au zis mai bine decât să menținem acea statalitate efemeră a Republicii Democratice Moldovenești, mai bine realizăm unirea. Dar noi avem un conflict pe teritoriul transnistrean. Și în 70 tot era conflict. Au avut loc lupte și în Chișinău, și la Bălți, și la Rezina, inclusiv cu folosirea armelor chimice. Stați o clipă. Dorin, nu mai folosiți acest pretext. Dacă Ucraina câștigă acest război și oprește Rusia, Transnistria nu va mai exista. Nu va exista. Transnistria a fost susținută parțial de Ucraina până în 2014. Să nu uităm că în 2011 au venit 5 eșaloane cu armament și tehnică militară prin Ucraina. Au venit în Transnistria și ucrainenii nu știau ce conțin aceste eșaloane, în aceste garnituri de tren. Dar astăzi această structură artificială este menținută de Rusia și de OSCE și de Germania. Dacă Ucraina câștigă primul stat interesat ca Transnistria să dispară, va fi Ucraina. Nu ne e frică de acest subiect. Haideți să luăm un apel în această seară și deja revenim la poziția sau soluțiile din partea opoziției extraparlamentare. Doamna Valentina din Căușeni este în legătură prin telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara la toți! Vă ascultăm! Vreau să vă spun că energia electrică trebuie de economisit, vrem, nu vrem, trebuie să economisim ca toți gospodarii. Dar vreau să spun că sunt participant la război în 1992, la Transnistria. Și atunci nu s-a hotărât întrebarea cu Transnistria. Bendierul a fost luat, dar nu s-a dat voie să ne ducem mai departe. Domnul Snegur este rudă cu Smirnov. S-a împărțit ei Republica. Ei sunt două femei surori. Sunt cumnați. În fine, haideți să nu intrăm în detaliile astea. Doamna Valentina, asta a fost precizarea, da? Da, dar vreau să spun că am stat cu lumânarea, cu lemnul ăsta, dar odată și odată să scăpăm de rușă. Vă mulțumim pentru apel, o seară frumoasă. Se pare că se coace o criză, când tot mai multă și mai multă lume va accepta să se facă unirea, reunirea. Este un subiect tabu, de fapt, un subiect care se discută, dar tabu pentru guvernare.
Ați observat că ei nu se referă la acest subiect și... Se refereau în campanie electorală. În campanie electorală, uite cum ai... De la distanță. Cum s-a ajuns la guvernare, gata, subiectul nu mai este interesant. Deși... Așa toți fac. Am văzut și poziția Partidului Liberal. Da, 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 bine, dacă nu era atât de vocal atunci. Și când o să avem un partid? Când a fost în parlament? Partidul Liberal? Partidul Liberal a fost în parlament. Păi, da. Asta și zic, domnule. Și când o să avem o elită care să fie, va vrea și va trebui să fie, va putea să fie sinceră cu cetățenii. Avem nevoie de o asemenea elită, așa e? Și actualii guvernanți au promis foarte multe, ei de fapt și-au asumat atât de mult în campania electorală, încât astăzi nu pot duce acest greu. Gata, sunt pe brânci. Și în același timp nu fac apel sau nu solicită sprijinul altor cetățeni care ar putea să le ofere cel puțin expertize profesioniste. Dar care este poziția Platformei de Unitate și Adevăr sau opoziției extraparlamentare? Deci tot optați pentru unire în aceste condiții? Între noi sunt foarte mulți. Eu unul personal, da. Și am mai spus lucrul acesta, asta ar rezolva mai multe probleme ale Republicii Moldova. Aceste crize care ne macină astăzi zilnic ar dispărea într-o măsură oarecare sau cel puțin s-ar dilua. Pentru că statul român are capacitatea să investească în această regiune românească. Băi, e un județ pentru România, nu cred că e sfârșitul lumii, sunt suficiente resurse care ar putea să... Sigur că e o problemă de durată, e o problemă care necesită cheltuieli enorme pentru noi, din punctul nostru de vedere. Dar Platforma de Unitate și Adevăr a fost permanent pe poziția... Bine, nu a fost permanent pro-unire, haideți să recunoaștem. Apropierii de statul român, este și ideea, sigur că prin Uniunea Europeană, dar din moment ce acest lucru nu se produce acum, iar noi suntem într-un impas catastrofal, care ar fi soluția? Eu unul consider că o soluție ar putea fi reunirea cu patria mamă, cu Noi România. Trebuie să facem concluziile, o să rog colegii să afișeze rezultatele televotingului pe ecran, dar foarte scurt. Urmează în timpul apropiat, domnule Șalaru, să mai fim martori la brachete care vor survola spațiul aerian moldovenesc fără intervenția autorităților. Precedentul a fost creat. Unicul impediment este lipsa rachetelor, fiindcă Rusia și-a cam consumat toate rezervele și acum a vrut să dea o lovitură din asta de imagine. Putin trebuia să arate ceva cetățenilor lui că, uite, până acum nu prea au obținut multe. Eu sper că vor fi din ce în ce mai puține și nu exclud să traverseze spațiul aerian neutru al Republicii Moldova. Domnule Cătăraca, dumneavoastră, cum credeți? A fost un incident care nu se va mai repeta sau urmează să mai avem asemenea surprize cu ghilimele? Totul depinde de o singură persoană. De Putin. Trebuie să recunoaște. Da. Anturajul său este clar că în anturajul său sunt diferite grupuri de influență. Nu gândesc că toți sunt părtași agresiuni contra Ucrainei, dar ei sunt și ei de acum vizați, toți sunt într-o acea grupare când s-a votat în mod colectiv începerea agresiunii contra Ucrainei, s-a văzut clar că n-au încotro și toți sunt pătați, începând cu prima zi acestui război, cu 24 februarie. Că vor zbura rachetele sau nu, depinde de Putin. Haideți să acceptăm că Republica Moldova, într-adevăr, se află într-o situație extrem de dificilă, în niște menghine. Pe de o parte, la nivel de stat ne-am declarat împotriva războiului și este logic, este normal și majoritatea cetățenilor se pronunță împotriva acestui genocid. Pe de altă parte, atât de mult depindem de Rusia și nu numai cu privire la gazele naturale, dar și piața de desfacere pe care Republica Moldova a pierdut-o și încerc să înțeleg și poate vom reuși împreună cât este de dificil pentru guvernanți să ia decizii ca să convină tuturor cetățenilor. Pe de altă parte, avem un segment, spuneam un pic mai sus, avem un segment
destul de impunător, dedicat bine, în totalitate. Credeam că ați vrut să spuneți ceva scurt. Am înțeles. Așteptăm deja să vedem care vor fi următoarele acțiuni, dar să sperăm că există și soluții deja, cumva avem un precedent și l-au analizat autoritățile. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această seară aici în platou. Sper că telespectatorii au primit răspunsuri la anumite întrebări care îi măcinau. Haideți să vedem rezultatele televotingului. 89% dintre cei care au votat consideră că vor putea economisi în următoarea perioadă energie electrică și trebuie să facem cu toții acest lucru. Vreau să vă spun că acest sondaj nu este un sondaj sociologic, iar dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook. Suntem solidari, dar iată, spun și invitații din platou. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând!